Oamenii se supraextind cu creditele pe care le atrag și cu dorința de a trăi astăzi mai bine și nu au răbdare până mâine. Spuneați că o criză tot va veni la un moment dat. Nu se poate evita asta. Va veni, sigur. Pe piața imobiliară se văd primele semne. De la începutul anului, în medie, un metru pătrat în capitală s-a scumpit cu aproape 100 de euro, o creștere uriașă pentru câteva luni, iar prețurile vor continua să crească. Cam cât au crescut prețurile? Nu știu, dacă facem comparație cu începutul anului... Cam sunt în jur de sub 10%, 9 și un pic la sută. În Cluj-Napoca, prețurile au crescut simțitor. Un metru pătrat a ajuns să coste și 1500 de euro. Un apartament de 49 de metri pătrați se vinde cu 140.000 de euro. Nu e un semnal de alarmă? E un pic de, cum să zic eu, culoarea galbenă. Nu suntem nici pe departe spre portocaliu sau spre roșu. Chiar și așa, cererea pentru locuințe e foarte mare. În Constanța a crescut cu 12% față de anul trecut, în Cluj cu 24%, iar în Iași cu 42%. Doar în București cererea s-a mai temperat. Cu toate că salariile s-au majorat în ultimul an, experții recomandă prudență. Există riscul ca dobânzile să crească cu 2-3 puncte procentuale. Cred că oriunde ne uităm, și în România, și în Europa, și în Statele Unite, trebuie să fim conștienți de faptul că dobânzile sunt pe trend de creștere și asta înseamnă că vor veni condiții mai restrictive, adică va fi probabil o rată mai mare. În 2019 și euro va fi în creștere până la cel puțin 4,70 de bani, spun analiștii. Ce aș putea spune este că am depășit nivelul de 4,70 într-un scenariu sever, dar cât de sus depinde extrem de mult de gravitatea contextului extern. BNR va impune un grad de îndatorare mai mic pentru împrumuturi. De pildă, românii nu vor mai avea acces la credite prima casă mari cu rate lunare care să depășească 40% din venit.